La o săptămână după victoria de pe teren propriu în fața liderului, Avântul Reghin, FC Zalău nu a obținut nici măcar o remiză pe terenul ultimei clasate, CS Odorheiu Secuiesc. Echipa pregătită de Constantin Olariu și Cristian Oros a cedat cu scorul de 0-2 la capătul unui meci în care jocul fotbaliștilor zălăuani era total diferit față de cel din prima etapă. Chiar dacă au coborât pe ultimul loc după înfrângerea la masa verde din prima etapă, jucătorii de la Odorheiu Secuiesc au arătat o poftă mare de joc, punând problemele echipei zălăuane încă din startul partidei. Partida a avut loc pe un teren cu suprafață sintetică, însă acest lucru nu i-a avantajat pe fotbaliștii sălăjeni, care au făcut greșeli destul de mari pe faza de finalizare. Scorul a fost deschis în minutul 24 după o greșeală a capitanului Alexandru Fluieraș. Jucătorul gazdelor, Gabriel Doltia, a profitat de eroarea fundașului zălăuan, a rămas singur cu portarul Pavel Galac și a înscris pentru 1-0. Acesta a fost și scorul cu care s-a intrat la cabină, iar după revenirea de la vestiare, FC Zalău a încercat să restabilească egalitatea. Formația de la poalele meseșului și-a creat câteva ocazii de gol, dar gazdele s-au apărat bine, menținând intactă poarta lui Alexandru Coman. Ionașcu, Stanciu, Țugui și Văli Mărianu și-au creat cele mai mari ocazii pentru FC Zalău, dar până la finalul partidei, golul a venit tot din partea gazdelor. Odorheiu Secuiesc au beneficiat de o lovitură de la colțul terenului în minutul 70, Solos Marton a scăpat de sub marcaj și a reluat balonul în poarta lui Galac, stabilind scorul final. Chiar și eu mă întrebam că a fost așa o mare diferență de la un joc la altul. Cei de la Odorheiu au jucat pe o teren sintetic, ce pentru noi ne-a dezavantajat acest teren. Ei erau obișnuiți, ei tot acolo joacă, dar până la urmă nu ăsta e motivul pentru care am pierdut. Băieții n-au fost cei din meciul cu cei din trecută, cei de la Reghin. Au început foarte slab. Jocul nu era hotărât. Chiar pe ideea am mers cu o zi înainte să nu fie obosiți, n-aveau niciun motiv și eu am întrebat de ce au pierdut. Dar, după cum v-am mai spus și vouă de multe ori, asta este valoarea echipei și valoarea echipei se face după bani, după câți bani ai. Din păcate, până în vară, așa vom merge pe scheletul ăsta. Din vară se vor schimba datele problemei. Vor veni și bani, vor veni jucători care vor să demonstreze. Scuze, n-aveau niciun motiv, pe cum v-am mai explicat. N-aveau de ce să se scuze. Bine, scuza mare este că încă nu sunt bani. Bani încă n-au venit. Trebuie să trecem și peste asta, că vor veni și bani. În urma acestei înfrângeri, FC Zalău a coborât pe ultima poziție în clasament, făcând practic schimb de locuri cu formația din Odorheiu Secuiesc. În etapa viitoare a treia a returului, zălăuanii vor primi vizita echipei FC Comuna Recea din Maramureș, formație situată pe locul 6 în clasament după 15 etape.